Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi o poveste incredibilă. Invitatul meu se numește Victor Gafița. S-a născut într-o familie de 10 copii. A fost al 10-lea copil, iar mama a murit la naștere. 8 luni mai târziu a murit tatăl. A ajuns într-o familie, a fost adoptat, înfiat, însă câțiva ani mai târziu, când a ajuns în adolescență, e bine, Victor a fost alungat pentru că mergea, a început să meargă la o biserică neoprotestantă. Apoi a ajuns în stradă și pe la pușcărie și pe la psihiatrie. Este o poveste a suferinței, dar este și o poveste incredibilă a victoriei credinței. Victor, bine ați venit la Jurnal de Credință. Bine v-am găsit. Îmi dau seama, doar din câteva cuvinte pe care le-am spus aici în introducere, ce grea poveste. Mă rog lui Dumnezeu să putem spune această poveste și avem la dispoziție 2 ediții. Așa că asta este prima parte a emisiunii, iar săptămâna următoare o vom face pe a doua. Născut într-o familie cu 10 copii. Da. Mama a murit la naștere. Tatăl la 8 luni distanță. De aici începem povestea. Apoi înfiat și renegat. Cum începem? Practic, până la vârsta de 11 ani, eu n-am știut că sunt înfiat. N-am știut pentru că mama mea, cea care m-a adoptat, a fost o femeie deosebită. Și n-am simțit lipsa maternă. Așa că copilăria, pot să spun că până undeva în vârsta de 14 ani am avut o fericită pentru că doar eu și mama eram acasă. Tatăl meu, care m-a înfiat, bineînțeles și el împreună cu mama, era plecat tot timpul. Serviciu, ocupațiile, l-a făcut absent din viața mea. Plus de asta era o ființă de fel, mai rece, mai... nu s-a atașat de copii, nu doar de mine, nici de mama. Nu mi-aduc aminte să o fi văzut, să o fi sărutat odată pe mama, așa, fie că era ziua ei sau nu. Însă, ca să pot să încep cu nașterea mea, am aflat la vârsta de 11 ani de la o prietenă de-a lui mama, care m-a dus la o altă prietenă de-a lui mama, cunoscând situația familiei mele și mai ales a mea. Și când m-a prezentat în localitatea Spinii, de fapt, se afla unde a stat odinioară mama și cu tatăl, neavând copii atunci, m-a prezentat și a zis, este băiatul Lumia. Și atunci a zis, băiatul l-am fiat. La 11 ani s-a întâmplat asta. Da. Și atunci cealaltă care era cu mine, prietena ei, ce m-a mai prins este că niciodată mama mea și cu tatăl meu adoptiv n-am ascuns de mine că am frați. Asta a fost un al doilea motiv care îmi dădea de gândit. 10 frați, mama în mea, dar ei nu sunt lângă mine. Și un al treilea motiv care... copiii pe afară când ne jucam, noi, eu am trăit la Hunedoara cei 14 ani, apoi am venit în Miercurea Sibiului, ne-am mutat la bunica aici. Copiii când se supărau pe mine, îmi ziceau orfanule, copil din flori, ce auzise și ei prin casă, pentru că în casă se știa situația familiei mele. Așa că, într-o zi, deja când eu cu mama eram la Miercurea, tata încă făcea naveta la Hunedoara, am abordat-o pe mama cu subiectul acesta și am șocat-o totodată. Și am zis, mami, noi suntem 10 copii. N-a apucat să-mi se văd niciodată pe frați, dar mi-a promis că atunci când voi crește mare, mă va duce pe la fiecare. Adică nu m-a îngrădit, însă a zis să cresc puțin. Și am zis, spune-mi și mie, de ce nu sunt lângă noi? Dacă tu ești mama mea, începusem să... nu mai era barza pe care o știam ca copil. Acum știam că ea este mama noastră. A început să plângă și a plecat. Și nu mi-a zis. Dar spre surprinderea mea,
Într-o seară de vinere, când a venit tata de la Hunedoara, venea săptămânal, m-a chemat într-o cameră alăturată din casă și a fost pentru prima dată în viață și ultima dată în viață, până în ziua de azi, când tatăl meu a vorbit cum vorbesc cu dumneavoastră. Niciodată n-am avut un dialog prietenos, ăsta am spus, era foarte rece, nu știu, felul lui era așa. Și atunci am început să-mi povestească cum m-a luat pe mine de la orfelinat. Și povestea a început în felul următor. Ei neputând să aibă copii, și-a dorit mama, cel puțin ea a fost centrul dorinței să ajungă să aibă un copil, pentru că cu câtva timp în urmă a avut o problemă care n-a mai putut să fie să aibă copii. Și atunci tata a căzut de acord, știți cum sunt tinerii, știm și noi astăzi, pentru că o iubea pe ea, a acceptat, s-a dus și a ajuns în orfelinat unde erau doi frați de-ai mei, o soră și un frate. Acolo tatăl meu fizic încerca să racoleze, să spun așa, nu știu dacă e cuvântul, că părinți pentru copiii lui. Știind că el nu o să mai educă mult viața, a avut un accident de mină și s-a implantat-o în capul parte de plăcuță de argint pentru că mai spre, dar pentru că și accidentul ăsta cu mama s-a întâmplat și nu știa ce să facă cu copiii, pentru că orfelinatele din timpul acela erau critice, sub orice critică, el a dorit să nu rămână niciunul. Și a reușit, în mare parte a reușit. Tot să placeze copiii la familie. Da, să, cum veneau acolo, într-adevăr, noi eram niște copii frumoși, așa suntem prezentați, nu o spun eu, că eu prea puțin mă uit în oglindă, dar așa eram prezentați. Și i-a rugat pe părinții mei, ca să scurtez povestea, să iei pe cei doi frați ai mei. Și să... Da, de ce doi? Păi aș vrea măcar ei doi să fie împreună. Ceilalți sunt împărțiți așa la diferită. Măcar ei doi să aibă una. Și bine, mama mea era foarte emotivă, era deosebit de, iubea copiii de orice neam, de orice rasă, nu avea probleme, reține la asta. Și zis, da, sigur, tatăl meu, pentru că o iubea pe ea, da seama că accepta majoritatea lucrurilor. Așa că i-a dus acasă, i-a îmbrăcat, i-a spălat, le-a dat de mâncare și următoarea săptămână urma să fac actele. Numai că în săptămâna în care a vorbit, tatăl meu moare. Și o familie vine o ia pe o soră, o familie vine pe un frate. Pentru că atâta timp cât părintele nu trăiește, orfelinatul avea libertate să dea care cum vine. Și aici intervin eu. Pentru că lunea când mama se duce să întrebe despre cei doi frați ai mei, deci ne pare rău. N-am putut să-i ținem atâta timp cât dumnealui nu mai este în viață. Și așa că i-a luat. L-a luat. Și mama a început să plângă, a început să se consume și a zis, dar nu mai este nimeni din familia asta. Și cea de acolo zice, ba da, mi-aduc aminte, dar prea puțin s-a povestit, mai este unul, dar știm că este în spital. Și prea puține șanse, după câte am auzit noi, de a trăi. Și dați-mi numele, dați-mi, vreau să mă duc acolo să-l văd. S-a dus împreună cu tata și m-a văzut și n-a avut acea arăți să-l iau, să nu-l iau, să... că mi-e frică asta, să îl iau, așa cum este. Dar ce aveți? Păi acum vreau să vă spun tocmai asta. Deci doctorul a venit când a auzit că vrea să mergi și a zis, doamna, doamna Gafiță, gândiți-vă că omulețul ăsta nu o să trăiască mai mult de 3 săptămâni. În primul rând, îi trebuie niște medicamente care în țara noastră, din păcate, nu le are. Apoi, îi trebuie sânge regulat în fiecare săptămână. Și mama atunci imediat acționează și zice, vă rog frumos să-mi luați acum analizele. Luat analizele și era sângele pe care l-aveam eu. Wow! Care, mi-aduc aminte că de câte ori fac o mică paranteză, să supăra pe mine sau cumva o întristam cu poznele mele,
ești sânge din sângele meu. Ea era fericită că a contribuit cumva la ceva din Dumnezeu în mine. Și m-a pus pe picioare oamenii aceștia. Astăzi sunt în emisiunea aici și mulțumesc lui Dumnezeu că au contribuit la lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, ani au trecut și ceva a rupt. A rupt această minunată poveste și și familie și dragostea până la urmă. Pentru că... Adică o decizie pe care înțeleg că ați luat-o, adolescent fiind. Cum s-a întâmplat povestea asta? La noi în țară, știți, mai ales după Revoluție, oamenii au fost foarte retrași de o altfel de religie decât frații ortodoxi sau catolici, fiind țara populată cu aceste două culturi. În apropiere de casa noastră, undeva la câteva sute de metri, era o biserică creștină după Evanghelie. Iar un prieten de-al meu, fiind și vecin, devenim foarte apropiați, m-a rugat să mă duc și eu acolo, pentru că, știți, era atunci școala duminicală. Și m-a impresionat foarte mult activitățile de acolo, Biblia, care la început am cunoscut-o ca o poveste și am crezut că chiar este o poveste. Pardon. Dar, frecventând de mai multe ori, la prima dată, părinții mei n-au fost reticienți, n-au fost contra la această... Eram cu minte. Practic și acolo te făcea cu minte și să vrei să nu intre niște oameni dacă mergi. Așa te face să fii liniștit la locul tău. Deci eu eram năzbătios din copilărie. Făceam pozne și de astea. Îmi plăcea aventurile și... Dar mergând într-o joi seara spre ora de rugăciune, s-a întâmplat ceva nefericit. Și mi-a marcat viața mea, cât și a părinților mei, căci în timp ce mergeam cu bicicleta, să ajung cât mai repede acolo unde îmi doream și eu să fiu fericit mai mult decât în alt loc, un grup de copii se jucau în fața mea, cum cumpăram în jos. Pe jos era pavat cu piatră de râu și în momentul când ajung între ei, bineînțeles, ei s-au despărțit în două grupe, dar când ajung drept în dreptul lor, s-a ispit ceva de mine. M-am răsturnat și m-am uitat în spate și în spate era o fetiță care plângea, zăcând jos. M-am dus, am luat-o în brață, iar mama ei, de undeva la 10 metri, 20 de metri, venea către mine, mă certa, nu mi-aduc nici în ziua de astăzi aminte ce îmi zicea, dar mă certa. I-am dat-o în brață, iar după 3 zile să aflăm că a murit. Dar de fapt ce s-a întâmplat? Ea a mers într-o parte, fratele ei a mers în altă parte și fratele ei a stricat-o înapoi. Și ea s-a întors în bicicletă. Lovind-o, a dat cu capul de piatră, a făcut o hemoragie internă și în 3 zile a murit fetița. Noi eram prieteni foarte buni cu părinților. Cel puțin eu luam ore de germană la mama ei și nu credeam că o să se întâmple vreodată așa. Iar de acolo, atât părinții cât întreaga localitate s-au axat pe pocăiți, pe oameni care au o altă religie decât care era multipla în localitatea în care eram. Și toate cauzele accidentului era învinovățirea acestor oameni, acestui cult. Doar pentru că vă duceați la biserică sau... Într-acolo. Pentru că mergeam, făcuse legătura asta, că ar fi fost o făcătură, că ar fi fost ceva lucrului rău și că acolo unde mă duc eu lucrează cel rău și accidentul datorită asta s-a întâmplat. Wow. Ei, din clipa aceea, părinții mei n-au vrut să mă mai lase acolo. Mama mai avea libertatea asta de a mă lăsa, însă tatăl a devenit foarte agresiv și timp de 2 ani jumătate
atâta timp cât continuam să merg acolo, era săptămânal bătăile urâte. La început, într-adevăr, am început să-mi vorbească frumosul, apoi am început să vorbească mai aspru, iar după aia tatăl meu a luat o atitudine încât nu m-am crezut vreodată că va putea fi un om așa. A devenit foarte crud. Vă bătea. Că mă buteai puțin zis. Acum, nu aș vrea să-l țintesc ca un om rău, pentru că avea și lucruri bune. Și chiar asta vreau să fac o mică paranteză legat de părți bune ale omului. Pentru că noi, în viața noastră, cel puțin eu așa am crezut, că fiind omul de rău, agresiv, au numai părți rele. Există părți și bune. Orice îi spuneam la omul acesta, în timpul când îl aveam acasă, puținul la timp, orice îmi cumpăra. Am avut bicicletă de la vârsta de 3 ani și până în ziua de astăzi, bine, crescând matur, mi-am cumpărat eu, da? Dar atunci nu mi-a lipsit lucruri pe care alți copii nu le aveau și nu aveau posibilitatea părinții să le cumpere. Mașini teleghidate și lista continuă și aș putea să spun, dar pentru că timpul ne oprește, o mică experiență, însă poate altă dată când mai avem timp. Bătăile au fost atât de crunte încât atât psihic cât și fizic am fost dereglat din toate punctele de vedere. Punctul culminant a fost atunci când a trebuit să plecați de acasă. Ați fost alungat. Asta cum s-a întâmplat? Păi dacă n-a reușit nici cum, prima dată a fost niște bătăi ca să mă oprească Și nu doreați să mergeți înainte. Vreau să mergeți la biserică în continuare. Da, vrea să mă oprească. Dar dumneavoastră ați fi vrut să mergeți în continuare la biserica aceasta. Deci pe mine m-a legat atmosfera de acolo. Cu cât mai rău era când el a devenit mai agresiv și ăsta, deci nu mai simțeam pace în familia aceea. Uneori mama intervenea și o lua și ea bătaia, luam și eu bătaie. Bunica mea era tot acolo și luam unul după altă. Pe mine mă bătea în așa fel încât nu mă mai ridicam de jos. Nu mai aveam să ridic mâini și picioarele. Aveam un par la poartă pe care sprijina poarta și mi-aduc aminte că atunci m-a bătut picioarele încât n-am mai mișcat nu știu cât timp din pat. Una altă fază a fost când un unchi de-al meu stătea și plângea în timp ce mă bătea. El îmi plângea de milă. Avea un bici așa înfășurat în sârmă de oțelită, bici de cal, și în momentul mi-a dat voie să mă dezbrac când am venit tot așa într-o seară de la biserică, era iarnă, cal și nu puteai să stai îmbrăcat și să vede, și am rămas doar cu cămașa. În momentul când lovia, ieșea pata de sânge și avea, nu știu, vedeam atunci felul ăla așa crud când mă lovea, însă mă rugam și atunci mă rugam pentru ca să-l iubesc. Sunt sincer că nu l-am iubit cum trebuie. Și probabil că nu eram atât într-o bună relație cu Dumnezeu ca să-L iubesc. Încă nu aveam lumina destulă și cunoștința asta. Dar la vârsta de 16 ani a hotărât, m-a pus să scriu că dacă mă mai duc acolo, să mă dezmoștănească de toate averea care era și am zis, dacă așa vrei, da, eu așa scriu, dar să știi, eu vă iubesc și pe voi și vreau să mă duc și acolo. Și bineînțeles n-a reușit să mă dezmoștănească pentru că atribuțiile unui părinte pentru un copil înfiat sunt mult mai stricte, n-ai dreptul să asta. I-am scris și apoi m-a dat afară. V-a dat afară? Da. Adică ce înseamnă afară? V-a făcut bagajele? Nu mi-a făcut niciun bagaj. Așa cum erați? Da. A trebuit să plecați? Da. Unde ați plecat? În timp de asta pot să mă întorc puțin în urmă, la vârsta de 14 ani. În toate conflictele astea îmi spunea că nu mă mănânc, nu fac nimic și lucram în... cât puteam și eu, mergeam și eu la sapă, că eram la țară și așa mai departe. E adevărat că nu-mi plăcea, clar, nu știu la câți oameni le place, astăzi îmi place să mă duc în grădină și să privesc, dar spunând de repetate ori lucrul acesta,
am luat-o pe bunica mea și ne-am dus în Sibiu, că noi stăteam undeva la o distanță de 35 de kilometri, Miercurea, Sibiu de Sibiu, și m-am angajat. Și acolo am făcut și școala profesională și m-am angajat. Ei, când m-a dat afară din casă, eu am avut sprijinul acesta. Am avut serviciul acesta, plus atunci încă mai erau căminele de nefamiliști de pe vremea lui Ceaușescu, da? Și am putut să stau un an de zile acolo, dar viața n-a fost plăcută singură. Aici a început una altă luptă. Vedeți, când ești dintr-o familie ocrotită, ai tot strictul necesar, nu știu cum s-a întâmplat cu alții, dar cu mine m-am izbit de o viață necunoscută, o viață neînțelegătoare, care pur și simplu depresiv am fost șocat. M-am izbit de ceva pe care nu m-am gândit vreodată că o să trăiesc. Iar de aici o viață a devenit mult mai întoarsă, mult mai urâtă. Singurătatea, dușmanul meu, a făcut să îmi caut prieten alcoolul. Alcool. Mai ales la frații creștini după Evanghelie, și acum de curând studiez cam toate religiile și cultele, să nu să-i dau deoparte, iubesc pe toată lumea, ci să aflu adevărul mai mult. Adică să nu mai pic într-o mreajă a celui rău și să zic că lucrul ăla scrie în Biblie și este bine și pot să fac. Pe faptul acesta că nu era oprit în cultul acesta să consume alcool, eu m-am găsit părtaș, ca prieten, cu acest lucru oribil care a făcut din mine un demon, pot să spun așa, un om care n-a mai putut să-mi revin până când am strigat la Iisus. Ați început să beți? Da. Mult? Foarte mult. Cum făceați? Adică... Am început de la o bere. Nu, dar când erați așa, cât de... Cam ce făceați în momentul în care vă îmbătați? Nu eram agresiv. Nu erați agresiv. Nu, eram okay. Și asta m-am bucurat eu. Ceea ce aveam, că erați ca un demon. Da, demon, na, eu aveam treabă cu mine. Am înțeles. Cu mine. Eu mă răzbunasem în principal, în primul rând, pe mine. Deci alcoolul cumva anihila conștiința și cumva vă întorceați împotriva dumneavoastră, vă răzbunați. De ce vă răzbunați? Păi, în primul rând, mult, mult timp am făcut legătura cu tatăl meu adoptiv, am făcut legătura cu ăsta ți este destinul și mulți oameni cad de pradă aici, consider că nu mai poate face nimic, pentru că dacă ți este destinul, n-ai ce face, fie că ești bețiv, fie că ești într-o boală, fie că ești în ceva, și se afundă, în loc să-și revină, să strânge spre Salvator, se afundă mult mai rău acolo. Și acolo am intrat și eu într-un impas de la acesta, încât tot ce se întâmpla negativ era problema mea, eu eram problema cu părinții, eu eram problema cu accidentul, eram problema cu viața care am ajuns așa să fiu de unul singur, și toate lucrurile acestea erau împotriva mea. Mă condamnau, cu alte cuvinte, și mă condamnau așa încât nu mă puteam nici măcar să mă iert. Mai ales că am urmat un timp să merg la frații creștini pe Evanghelie și am aflat, am gustat bunătatea lui Dumnezeu. Apoi, despărțindu-mă și închizându-mă în mine, nemai comunicând cu oameni care... Adică mă vedeam foarte pătat, să spun așa. Încât nici în fața lui Dumnezeu sau într-o biserică nu mai era loc pentru dumneavoastră. V-ați gândit să vă întoarceți acasă, la părinți? Da, și am și făcut-o. A fost de nenumărate ori, nu știu, 3, 4, 5 ori, nu știu. Mama mea a încercat să lege ăsta, însă tatăl meu parcă devenea tot mai agresiv și atunci tot mai mult o bătea pe mama, pentru că ea mă aducea acasă. Ea mă aducea, tata mă scotea, ea mă aducea, tata, a fost un timp. Și cum ați ajuns pe stradă în final? Păi și apoi la pușcărie? Pe stradă
alcoolul m-a dus. De 3 ori am ajuns în închis, tot pe bază de alcool. Una dintre ele m-a luat în stăpânire. Am băut o sticlă de vodcă, da, v-am spus drept ultimă de parte, am băut exagerat de mult. Spiritul medicinal îl beam ca pe apă. Deci nu aveam rețineri să pun dublu, alcool dublu rafinat sau de astea. Eram sub orice critic. Și am băut atunci o sticlă de vodcă și bineînțeles că ți-a mințile și nici nu eram atunci încă obișnuit cu cantitate mare și m-am trezit că m-am suit pe un tractor. Ușa era deschisă și ne uităm cum ce minun face și la rău, că nu vreau să le spun pe el, ci vreau să le spun pe Dumnezeu, dar te ajută, deci te ajută să te ducă într-o rupă încât nu poți să-ți imaginezi. Am pornit tractorul cu un băț, cu un băț de lemn, care la contact bățul de lemn n-ar fi trebuit să pun. Doar un bucată de fier, orice ar fi, tractorul ar putea, dar chiar mi-o și oferit. Tractorul era undeva lângă un râu, era salcă plângătoare, am rupt de acolo bățul, ăsta mi-aduc foarte bine aminte, deși eram destul de piat, am băgat în contact, tractorul pornește și în spatele meu aveam 2 remorși de lemne și am plecat nu știu unde cu el. Deci am plecat, gândiți-vă că nu era caz de furt, nu puteai să furi un tractor și mai ales în starea în care suntem. Bineînțeles că oamenii dintr-o localitate, că era într-o localitate... Dar a stricat tractorul. N-am stricat nimic. N-a stricat nimic. Doar pur și simplu pentru că v-ați urcat, v-ați trezit după aceea la poliție. Exact așa a fost. Oamenii au reușit să mă dea jos pentru că eu nu mergeam cu viteză, nici nu știam vitezele bine. Au reușit să mă dea jos, m-au legat în sârmă chimpată și m-am trezit în postul de poliție. Bătut, sub orice critică, pentru că ei s-au speriat, eu le dau dreptate. Dar ați ieșit după vreun... Că asta e așa, o mică treabă, adică nu poți să faci multă pușcărie. De... Da, așa, așa e, conducere fără permis asta. Conducere fără... Cam exact. Un an de zile, un an și cât? Atunci era un an de zile, după aia s-a făcut la 3 ani și am făcut 6 luni. Ați făcut 6 luni. Am făcut 6 luni pe bună purtare. Adică... Și când ați ieșit, unde v-ați dus? Păi am încercat odată la mama, după aia iar pe străzi, iar la mama. Am intrat de 2 ori în, tot așa cu cazuri de astea, nu știu dacă timpul nu ne ajută, pentru că știu că sunt ridicarea mea, partea frumoasă cu Dumnezeu este cea mai impresionantă, nu să povestesc ce a făcut dealul, dar le povestesc și astea, pentru că să înțeleagă cei care privește cât de groapă, cât de mare era groapa și cât de mult m-a iubit Dumnezeu și m-a scos din acea groapă. Pentru că în final e vorba despre o victorie a credinței. Da. Bun, așadar, din nou în stradă și la psihiatrie, cum? Păi, vedeți, a fost un... S-a ajuns. Mult timp hoinărind. Hoinărit. Hoinărind azi în București, mâine în Ploiești, mâine pe Valea Jiului, pentru că nu mai aveam casă, nu mai aveam masă, nu mai aveam pe nimeni, eu am devenit un puznic între oameni, aș spune așa. Adică fugeam de oameni, dar printre ei eram. Chiar vroiam acum, mă gândeam că dacă am timp să mă duc într-un loc în care ne-am stat o perioadă destul de lungă, am stat într-un canal în care strigam spre Dumnezeu acolo, eram singur și am zis, Doamne, fă ceva, ori omoară-mă, ori scapă-mă de aici, pentru că nu mai pot. Căutam întotdeauna un serviciu, îl găseam în scurt timp, bineînțeles că mă apucam din nou de alcool, iară cădeam pradă, bineînțeles că nimeni nu te primește băut la serviciu și era normal. Apoi am ajuns să cerșesc. Pe stradă. Pe stradă, pentru că Bucureștiul a fost bogat, vreau să vă spun, din punct de vedere a mizeriei. Deci mâncam de pe jos foarte mult timp, am ce găseam. În cursul zilei umblam kilometri dintr-o parte într-alta a Bucureștiului și adunam bucăți de pâine ce oamenii aruncau, o roșie, un... măr, atunci nu aveam îndrăzneală atâta timp cât aveam mâncarea aceea să cerșesc.
dar am ajuns într-o parte a țării unde era săracă. Pe jos nu găseai nimica. Pe Valea Jiului, când era disponibilizările, sau cum se spunea, adică i-a dat în șomaș pe minari, nu găseai nimica pe acolo. Și așa, ca școală, am început să cerșesc și mi-aduc aminte că m-am dus la doi bătrânei la poartă și am spus că mi-e foame. Nu știu de cât timp nu mâncasem. Și a fost marcant pentru mine că mi-a făcut o plasă plină cu mâncare și cu cuțit și furculiță și zic, de când n-am mai mâncat așa, asta e binecuvântarea binecuvântărilor. Însă tot timpul acesta vroiam să mă las de alcool. Pentru că știam că el era punctul care m-a dus în starea, care sunt pe lângă altele care au contribuit la căderea mea. Și strigam cu paharul în mână sau cu stica spre Dumnezeu, Doamne, te rog, scapă-mă. Nu mai pot, am obosit. Iar psihiatria a fost un punct pe care nu m-am imaginat că voi ajunge acolo. Totdeauna am fost retras de oamenii de acolo care ajung săraci, care i-am condamnat. Și pentru că nu mai puteam și nu mai rezisteam, am încercat să-mi iau viața de nenumărate. Nu sunt numere, nu am numere de tentative de suicid. M-a urcat cel rău pe un bloc și mi-a dat drumul de acolo. M-a urcat pe urgența din Vâlcea și mi-a dat drumul de acolo. A fost mult, chiar când veneam în coace, am arătat la Ana, la soție, hotelul Căciulata și zic, uite, acolo stăteam cu jumătate de picior în afară, jumătate casă. Dar Dumnezeu v-a apărat. A fost multe miracole în privința aceasta. Pentru mine și pentru doctori e ceva ce nu se poate explica. Să cazi de la o distanță de 4 etaje și să nu pățești nici măcar un deget rupt. Doar o antenă i-am stricat-o la un domn de acolo, am acățat-o cu spatele. Poate că aia chiar a fost salvarea, că nu a scăzut direct ce v-ați agățat în antenă. Nu știu ce a fost, dar mai mult decât atât a fost perna îngerilor lui Dumnezeu, așa, cred că m-am trezit din inconștiență, bineînțeles că am rămas inconștient, în spital, cu hainele tăiate de pe mine, că credea că mi-am fi rupt ceva și m-au ridicat în picioare și s-au speriat când m-au văzut. Stai, să vedem. Zic, n-am nimica, eu încă nu știam ce s-a întâmplat. A fost multă chestie și în spital, ca să rămân, a fost un dute vină și la spital. Până la urmă a devenit chiar... La ce spital? În ce spital? A fost mai multe. A fost Brașov și aici urmam să vin la spitalul numărul 9, dar n-am dorit, deși și aici am avut tentative, am avut prin multe părți a țării, deci v-am spus unde se oprea trenul, acolo era casa mea. Deci, că era Brașov, că era București, că era oriunde, da. Însă unul dintre spitale a fost locul în care Dumnezeu v-a găsit și prin niște oameni cu totul aparte a reușit să lucreze. Foarte. Iar povestea asta este cu adevărat povestea victoriei, care vă duce spre ceea ce sunteți astăzi. Haideți să spunem povestea aceasta. Da, aici a fost punctul în care Dumnezeu nu că a dorit să ajung, ci pentru că a știut că acolo voi striga cu toată puterea, cu toată sinceritatea, cu tot ce am în mine spre El. Am spus către cei de la spitalul din Sibiu că dacă mai îmi dă drumul de aici odată, eu am să mă omor. Și mă știau în stare, pentru că având nenumărate, a zis, da, o să facem... cumva, o să-ți dăm ceva să semnezi, cum că tu ești de acord și o să rămâi aici. Nu credeam că mă mai pot descurca într-un alt loc. Nu credeam, mă simțeam abandonat de societate, de oameni, nu mai aveam pe nimeni, părinții mei, cei adoptivi au murit amândoi atunci, în timpul acela când am decis, da? Într-un azil, eram și mai supărat pentru că n-am fost lângă ei să-i ajut. Foarte supărat am fost de lucrul acesta, așa că am zis, vă rog frumos, aici să-mi fie ultima stație. Bine, Victor, și m-a băgat pe ultima secție,
din spitalul din Sibiu, care eu am crezut că voi sta liniștit, am crezut că mă voi odihni de toată tragedia vieții mele și că gratile o să mă oprească până la urmă să mai fac vreo poznaie sau ceea ce am făcut până acum. Dar n-a fost așa. N-a fost așa pentru că un doctor, acum n-aș vrea nici să-l critic, să-l judec, dar se vedea că era dezinteresat de serviciul pe care îl avea, nici nu vreau să-i spun numele. Mi-a greșit un tratament. Chiar cred că n-avea treabă cu mine. N-am avut niciun conflict, n-a asta. Însă toate medicamentele care le dădea dumnealui, le dădea pe baza vorbirii a asistenților și a infirmierilor. Și astfel mi s-a nimerit mie un medicament pentru care corpul meu îl respingea, nu-l dorea. Asta se întâmpla la un om, la nu știu, la o mie de oameni și am fost eu asta. Poate că și cred că asta a îngăduit și Dumnezeu cu să strâc mai mult spre el. Și timp de un an de zile, un an jumătate, de fapt, am avut niște suferințe care nu le pot compara cu nimic ce a fost în trecut. Nici nu pot să explic. E ceva ce n-aș dori în primul rând să treacă nimeni pe acolo. Aveam niște stări interioare care mișcau toți nervii în mine. Ceva suferind. N-aveam stare când stăteam jos, n-aveam stare când stăteam în pat. Singura liniște, să-i spun așa, era să mă plimb. Dar pentru că spațiul era destul de mic într-un coridor îngust, nu aveai cum să te plimbi și nu puteai mult timp pentru că și oboseai. Așa că de fiecare dată strigam spre el. Nopțile nu le puteam dormi. Mai multe o oră pe noapte și aia chinuită, nu puteam să închid ochii. Când puneam capul pe perină, cel puțin, nu știu dacă realizează fiecare om, sunt niște vene aici, principale, care duce la creier. Am învățat și anatomie datorită ei. Asta începeau să vâcnească încă de nu îmi dădea voie să închid, să mă odihnesc puțin. Dar după 9 jumate, aici este clicul care Dumnezeu intervine și avem noi impresia, cel puțin așa am avut eu impresia că nu mă ascultă sau nu mă ascultă, apare el. Apare el printr-un doctor rezident, care, vedeți, noi în societate căutăm oamenii mari, cu doctorate, cu experiențe. Era un doctor de pe băncile școlii. Ne-am mutat de la Sibiu, la Boița, pe către Valea Olt, într-un castel, acolo am mutat toată secția noastră și acolo a venit dumnealui și cu un alt coleg de-al meu, rezident amândoi. S-au pudit în dreptul patului meu și a zis, salut, Victor. Nu l-am văzut niciodată. N-am vorbit niciodată. A auzit într-adevăr despre mine ceva, că mie îmi place să pictez, că îmi place să sculptez și că sunt tentat să desfășor activități de genul acesta. Însă în felul în care arătam, nu mai eram în stare să-mi duc lingura de ciorbă la gură. Până ajungea la gură, se împrăștea toată. Uneori luam farfuria și ca să pot să mă hrănesc, o duceam la gură ca oamenii sălbatici și așa mai departe. Mi-era rușine să mai ies de acolo dacă va fi fost odată, pentru că femeile spălându-mă, mi-era jenă. Mi-a văzut trupul, mi-a văzut. Nu vreau să mai plec niciodată de acolo. Așa că omul acesta așa a țintit privirea. De fapt, Dumnezeu prin el. Și a zis, ce-ar fi ca de săptămâna viitoare să ne apucăm de desenat, Victor, de pictat? Am zâmbit ironic și am zis, cred că vă bate joc de mine, domnul doctor. Cred că nu realiza starea mea. Nu vedeți în ce stare? Nu pot să mă spăl, nu pot să mănânc, nu pot să dorm, nu pot să... Zic, aștia nimic, aștia se rezolvă. Bine, eu fiind frustrat de viața chinuită, dar de ce nu s-a rezolvat în mintea mea până acum? Neștiind că Dumnezeu are fiecare calcul, fiecare timp, fiecare om la timpul potrivit. Așa că, zic, dacă credeți că îmi tăiați medicamentul care cred eu că îmi face rău, vom începe. A, doamna asistentă, vă rog frumos să-l tăiați. Să tăiați medicamentul. În momentul acela am crezut că învii.
Deși acest medicament era o injecție care se administra la 2 săptămâni și efectul și-l pierdea destul de lung și-l pierdea, eu parcă am înviat atunci. Bucuria aceasta a fost atât de mare încât îmi venea să-l strâng în brațe pe om. Da. Plus de asta, el s-a ținut de cuvânt, știți? Noi oamenii uneori vorbim, dar fie ne ocupăm cu altceva, timpul ne-l fură, ne-l duce. Nu! S-a oferit și a oferit timpul să intereseze de viața mea, să mă crească prin terapia în pictură, în sculptură. Așa că primul desen care l-am făcut în următoarea săptămână în cabinetul asistențelor cu dumnealui de față era, prima dată nu știam ce să fac, ce pot eu face cu o mână tremură, n-am ce, dar atunci intervine și Duhul Domnului și zice, brazii să fac așa. Am făcut 3 brazi. Vă dați seama că n-a ieșit ceea ce puteam să fac când eram un om sănătos, cum era un om, dar el a început să exclame, fai Victor, ești deosebită. Deci să fi fost eu, să fi avut eu talentul acesta, aș fi Victor. Iar curajul ăsta pe care mi l-a dat, deși știam, conștient că puteam mai mult dacă nu aveam stat asta, curajul ăsta pe care mi-a dat un șut în fund, scuze de expresie. Mi-a dat ca să plec. În 3 luni de zile am avut prima expoziție la primăria din Sibiu. O expoziție care am fost invitat și care de emoție am plâns și am văzut cum Dumnezeu a început să mă ridice. Dar credeți-mă, ca un tâlhar, să spun așa, ca un nemernic, am uitat de el. M-am axat pe ridicarea mea, într-adevăr, a îmi fi mai bine, a mă simți mai bine, dar să am o relație cu el, să mă apropii mai mult de el, n-a fost atunci. Era prea mult, nu era atunci. N-a fost atunci și totuși mă uit la bunătatea lui, cât m-a așteptat și câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine, până în clipa în cât am căzut în genunchi și am început să plâng și am văzut bunătatea lui. Asta a fost încă viața mea a început să se miște într-un punct pozitiv. Începusem să fiu fericit, începusem să mănânc, să îmi doresc să trăiesc, să îmi doresc să lucrez. Toate elanurile acestea au fost datorită lui Dumnezeu și acestui om care mi l-a pus în viața mea. Orice îi spuneam acestui om să-mi ofere în atelierul ăsta, niciodată nu avea acea reținere. Păi stai să vezi, să nu știu. A doua săptămână mi-aducea dălți cuțite care am avut. Am avut, chiar l-am luat și l-am băgat în mine unul trecut în asta. Deci nu i-a fost teamă, a avut încrederea asta în mine și asta mi-a dat multă speranță. A avut încrederea în mine că nu o să-mi fac rău. Mă lăsa singur acolo încât n-avea cea mai mică vlagă că eu îmi voi face vreodată rău. Da. Și asta a fost, zic, uite mă, e cineva care mă crede că sunt și eu de folos. Am și eu ceva. Dar într-o zi, pe când mă uitam la un televizor, mi-a dat voie să-mi cumpăr un televizor în cameră, deși nu era așa legea, nu era. Vă dați seama că stăteam pe ultima secție între cei mai periculoși oameni care... Da. Ne putem aștepta la orice, când mintea o ia razna și nu este controlată, nu mai poți să o reții și face fel și fel de lucruri. Am văzut multe lucruri acolo, nu este timp să le povestesc și cred că nici nu este natural, dar într-o zi, pe când urmăream o emisiune pe canalul OTV, știu că nu mai este acum, Păstorul ce bun se numește, pastor era invitat atunci a Luigi Mițoi, de la Frații Baptiști. Am căzut pe genunchi. În timpul mesajului, când se vorbea, am căzut pe genunchi, dar n-am putut să vorbesc nimic. N-am putut nici să mă rog, n-am putut să zic nimic, decât am plâns. Dar după mulți ani, inima mea era așa de împetrită, încât mulți ani nu mai știam ce este lacrima, ce era plânsul emoțional, ce era lucrurile astea, nu le mai cunoșteam. Așa că acolo mi s-a rupt
ștecătușe pe care mă robeau, mă țineau. În momentul acela plângeam neexplicabil. Și dorința din mine era ca salvatorul care m-a salvat să vină și să-mi conducă viața. Ei, din clipa aceea, a început o relație cu el. Am deschis Biblia de multe ori și nu puteam încă să citesc. Cel rău încă îmi ținea în stăpânire mintea. Am fost foarte stăpânit. Totdeauna mă duc la capitolul 5 din Marcul, Evanghelia după Marcă, unde era acel îndrăcit în care era stăpânit de legiuni. De legiuni, de demoni, încât mă regăsesc acolo. Și mulți sunt săraci care sunt acolo, încât deschide Biblia și chiar dacă nu ajunge într-un spital de psihiatrie, mintea lor fuge în alte părți. La probleme, la planuri și nu știe ce citește. Acolo am fost și eu. Citeam și nu înțelegeam. Dar cu cât dorința mea arzătoare era de a fi mântuitor în viața mea, cu cât mai mult era, cu atâta credința îmi credea, creștea și știam că pe parcurs el mă va ridica ca în ziua de astăzi, de fapt. Aveam această viziune pe care el mi-a dat-o, el mi-a dat ca credință să cred că într-o zi, nu neapărat că voi fi aici într-un studio, dar că mă va ridica într-un chip încât pot să spun lumii că el este salvatorul meu. Acolo a fost cel mai mare impact pe care nu voi putea niciodată să-l uit. Însă ați ieșit din spitalul de psihiatrie, asta trebuie să fie o poveste. V-ați dus în casa părinților adoptivi, ați reparat-o. Astea sunt detalii pe care le vom spune în emisiunea viitoare și vreau să îi rog pe colegii mei să ne ofere câteva fotografii. Astăzi sunteți căsătorit, aveți o fetiță frumoasă, mergeți într-o biserică, sunteți adventist, iar oamenii vă știu, un om al mâinilor de aur, aș putea spune. Mulțumesc. Și sunt încântată pentru că și noi aici, la Speranța, eu am primit un dar foarte frumos pe care o să-l arăt după ce vedem aceste frumoase fotografii. Așa cum spuneam, astăzi trăiți din mâinile de aur pe care Dumnezeu vi le-a înzestrat, sculptați, faceți foarte multe lucruri. Iată-vă aici, sunteți fericiți, sunteți la nuntă, iar următoarea emisiune o veți avea alături și pe Anca, pe soția dumneavoastră. Ana, soția dumneavoastră. Și iată-vă, când vă uitați la fotografiile acestea puse față în față cu toată povestea aceasta, cum este? Cu tot ce ne-ați povestit. Nu știu cât timp mai avem. Foarte puțin. Foarte puțin. Dați-mi o cifră. 2 minute. Nu știu, poate îmi dați voie în emisiunea viitoare. Ieșirea din spital a fost un lucru foarte fenomenal. Ieșirea din spital o vom povesti săptămâna viitoare. Ok. Categoric. Da. Și iată, asta este ceea ce am primit. Da, am făcut ceva repede. Bucătăria noastră de la Speranța va fi mai bogată cu acest dar pe care ni l-ați făcut. Vă mulțumim. E un dar foarte frumos, dar care arată despre o victorie a credinței. Cum sunteți astăzi? Cum vă simțiți astăzi? Astăzi sunt... Știți, împărăția cerului începe încă de pe pământ, spune undeva în Biblie. Astăzi mă simt în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi sunt fericit că am o familie. Sunt fericit că am un salvator. Dar sunt și mai fericit că pot să spun oamenilor care, dacă nu-l au, poate să-l aibă. Sunt extrem de emoționat prin faptul că Dumnezeu nu privește la culoare, nu privește la nație, nu privește cât de jos ești, cât de adâncă este groapa. El te ridică de acolo și mai mult decât atâta te îmbogățește cu daruri pe care de fapt niciodată n-ai fi crezut că le poți avea. Deci din asta trăiți practic, faceți lucruri frumoase, le vindeți. Nu aș putea spune că... Doar astea. Asta, da. Eu iau comenzi. Practic Dumnezeu m-a ridicat așa de sus încât am o mică firmă. Mi-a dat posibilitatea să lucrez pe cont propriu, adică să nu fiu restrâns de un șef, deși am lucrat
după ce am ieșit din spital, am lucrat într-o firmă a altcuiva patron, dar astăzi, prin iubirea și dragostea lui, pot să intru într-un atelier și pot să creez prin puterea și prin darul pe care mi-a dat orice. Încă n-am găsit ceva să-mi spună clientul, vreau aia și nu am reușit să fac. Să vedeți ce spune soția despre mâinile de aur. Nu știu. Oh, eu știu și săptămâna viitoare ea ne va povesti. Faptul că ați povestit toată această istorie de viață și probabil de multe ori vă gândiți, cum vă simțiți? Să fiu sincer. Ați făcut față, wow, la tot ceea ce ați povestit. Să fiu sincer, în unele lucruri ce-a făcut cel rău viața mea, nu mi-e așa ok să le vorbesc și nu mi-este ușor, pentru că am fost de rușine și am fost cu o viață tumultoasă vis-a-vis de multă lume, vis-a-vis de mulți oameni, plus de salvatorul meu, de creatorul meu care m-a așteptat cu brațele deschise. Însă, când ajung la partea aceasta frumoasă, vreau să vă spun că n-am cum să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, soției mele și tuturor celor care au contribuit la viața mea. Victor, vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi aici și abia așteptăm emisiunea de săptămâna viitoare. Avem de reluat firul de unde l-am lăsat. Multă sănătate și sunt așa de fericită de faptul că ești, că sunteți un victorios. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, ne vedem săptămâna viitoare. Este foarte greu de trăit o asemenea viață, de povestit. Este în sufletul nostru. Sunt sentimente care ne încearcă, e greu de asimilat, dar de asta am vrut să vă povestim acest final fericit pe care Victor împreună cu Ana îl trăiesc datorită lui Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, numai bine, iar săptămâna viitoare ne întâlnim cu Ana și Victor. Toate bune!